Smochine. Beneficii și contraindicații preferatele Cleopatrei, fructele mici, delicioase și foarte dulci, ocupa un loc important în multe culturi din întreaga lume. Romanii, mari consumatori de smochine, considerau că acestea reprezintă un dar de la zeul fertilității. Toate smochinele, uscate sau proaspete, sunt foarte hrănitoare. Beneficiile pentru sănătate pot fi atribuite conținutului de minerale și de vitamine. Smochinele conțin vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, calciu, fier, fosfor, mangan, sodiu, potasiu și clor. Nu numai că sunt gustoase, dar au și o serie de avantaje pentru menținerea sănătății. Acestea conțin beta-caroten, flavonoide și o enzimă numită ficină, care ajută la digestie. Smochinele uscate fac parte din alimentația omului de mii și mii de ani. Cum stau însă lucrurile în România, pe plaiurile mioritice smochinele uscate sunt mult mai populare decât smochinele proaspete. Din motive ușor de priceput, cele proaspete sunt o prezență cam rară pe piață, fiind foarte delicate și perisabile, iar atunci când și pot fi văzute pe rafturile supermarketurilor pe cam ustură la buzunar, fiind destul de scumpe, cel puțin în comparație cu cele uscate. Cele mai importante beneficii pentru sănătate. Smochine. Reglează tensiunea arterială. Smochinele nu conțin sodiu, în schimb sunt o sursă importantă de potasiu, de aceea scad tensiunea arterială. Smochine. Controlează greutatea corporală pentru cei care doresc să slăbească sau să-și mențină greutatea sub control. Smochinele sunt un bun ajutor datorită conținutului de fibre. Îmbunătățesc digestia, sunt o bună sursă de fibre alimentare și ajută la îmbunătățirea digestiei și previn constipația. Smochine. Prevenirea cancerului Un studiu care a implicat mai mult de 50.000 de femei la menopauză a scos la iveală că cele care au mâncat o cantitate crescută de alimente bogate în fibre, precum smochinele, și au redus cu 34% riscul de cancer. În plus, aceste fructe conțin un nivel crescut de antioxidanți care ajută la prevenirea cancerului. Smochine. Întăresc oasele, smochinele sunt o sursă importantă de calciu. În plus, potasiul pe care îl conțin nu ajută doar la reglarea tensiunii arteriale, ci împiedică și eliminarea calciului. Smochine Îți îmbunătățește digestia smochinele uscate, sunt o sursă foarte bogată în fibre alimentare, 28 de grame G de smochine uscate, acoperă 11% din recomandarea cu privire la necesarul zilnic de fibre fibrele în tractul tău digestiv, măcar rezidurile acumulate, aruncându-le afară din organismul tău, altfel riști să te confrunți cu fel de fel de neplăceri în planul sănătății tale. De asemenea, bogăția de fibre recomandă smochinele uscate și pentru prevenirea și combaterea constipației. Smochine te ajută să-ți menții greutatea corporală Universitatea Loma, Linda a efectuat un studiu cu scopul evaluării efectului consumului de smochine uscate, de California, asupra colesterolului rău LDL, lipoproteine cu densitate mică. Au participat la studiu bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 30 și 75 de ani. Participanții au fost împărțiți, în mod aleatoriu, în două grupe. Participanții care făceau parte din prima grupă au inclus timp de 5 săptămâni câte 120 grame, adică circa 14 smochine, ceea ce este un număr destul de mare de smochine uscate în dieta lor. Participanții din cealaltă grupă au continuat să servească meniul lor obișnuit. După primele 5 săptămâni, rolurile celor două grupe s-au inversat, iar studiul a mai continuat încă 5 săptămâni. Cel puțin din punctul de vedere al controlului greutății rezultatul este cât se poate de interesant, în sensul că deși au servit o cantitate apreciabilă de smochine în fiecare zi, care aduceau un plus de aproximativ 300 calorii, greutatea lor corporală nu s-a modificat. Smochine te menține mai tânăr, încetinind procesele îmbătrânirii în pentru a rămâne în viață un om are o nevoie permanentă de oxigen. Omul poate să trăiască câteva săptămâni fără mâncare, câteva zile fără de apă. Fără de aer însă omul nu poate rezista decât câteva minute. Necazul este însă că fiecare respirație are ca efect colateral generarea de radicali liberi, niște oxidanți care, dacă se acumulează, riscă să fie scăpați de sub control, ceea ce poate să afecteze negativ celulele, grăbind astfel deteriorarea și îmbătrânirea organismului. Oxidanții trebuie să fie combătuți cu antioxidanți. Smochinele deshidratate, la fel ca și alte fructe uscate, precum pruna uscată, caise uscate, fructe goji sunt o bună sursă de antioxidanți. Smochinele conțin polifenoli, niște antioxidanți extrem de puternici care sunt un aliat de nădejde cu organismul tău în lupta sa necontenită cu radicalii liberi. Conform unui studiu fructele care conțin cele mai multe fibre sunt merele, curmalele, smochinele, perele și prunele. Femeile care au consumat cele mai multe fibre au înregistrat o reducere de 34% a riscurilor de cancer la sân în comparație cu femeile care au consumat cantitatea cea mai mică de fibre. Consumarea unor cantități mari de sodiu, na, poate să cauzeze deficiențe de potasiu, rupând echilibrul dintre cele două elemente. Sodiul și potasiul, Na și ca, funcționează împreună atât în vederea reglării echilibrului hidric al organismului, cât și în vederea normalizării ritmului cardiac. Tulburarea echilibrului sodiu-potasiu are efecte negative și asupra funcțiilor nervoase și musculare. Smochinele uscate sunt pe de o parte bogate în potasiu, iar de cealaltă parte sunt sărace în sodiu, ceea ce este de un real ajutor în restabilirea echilibrului dintre sodiu și potasiu. Smochine Ajută la menținerea unei flore intestinale sănătoase. Smochinele uscate conțin prebiotice, fibrele care nu pot fi digerate de către organismul uman, însă care servesc drept hrană pentru bacteriile prietenoase care se află în tractul digestiv al omului. Smochinele deshidratate sunt o sursă bogată în calciu și mangan, două minerale, care sunt esențiale pentru menținerea și întărirea sănătății oaselor conținutul ridicat în potasiu toate, la rândul său, să contracareze eliminarea calciului prin urină, cauzată de dieta bogată în sare. Ceea ce va avea ca rezultat menținerea calciului în oase. În felul acesta se reduc riscurile legate de osteoporoză, o boală care afectează un număr tot mai mare de oameni, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. Smochine te ajută să ai grijă de piele smochinele deshidratate, conțin o bogăție de antioxidanți puternici, ceea ce te ajută să-ți păstrezi pielea netă și tânără. Acid galic, care are proprietăți antibacteriene mangan acid clorogenic, scadă tensiunea arterială rutin, îmbunătățește circulația sanguină și previne piagurile de sânge. Smochinele uscate pot fi consumate ca atare sau pot fi utilizate pentru prepararea unei varietăți întregi de bucate plăcinte, budinci, prăjituri, tarte, compoturi, dulceață, genuri, jeleuri, iaurt cu smochine smochinele uscate, în combinație cu alte fructe uscate, cireșe uscate, caise uscate, fructe goji uscate, etc., și cu nucile, miez de nucă, nuci braziliene, nuci pecan, și semințele de tot felul, semințe de susan, semințe de in, semințe de dovleac, semințe de mac, etc., pot reprezenta ideea salvatoare când îți este foame. Tot ce trebuie să faci este să fierbi cerealele tale favorite, orez brun, fulgi de ovăz, fulgi de secară, fulgi de porumb, etc., și să arunci mixul de fructe uscate, nuci și semințe peste ele. Precauție! Consumat în cantitate mare, smochinele uscate pot să cauzeze diaree. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul. Nu renunțați la obiceiurile sănătoase.